Moment inedit în plenul Parlamentului, chiar în timpul discursului pe care Marcel Ciolacul a susținut pentru asumarea răspunderii pe noile măsuri fiscal-bugetare, Raluca Turcan, ministrul culturii, i-a dat lui Marcel Boloș, ministrul finanțelor, să mănânce ciocolată. Apoi cei doi miniștri, așa cum se poate observa în aceste imagini, au fost surprinși, în timp ce savurau liniștiți desertul.